am organizat ediția a 5-a a cursurilor de masterclass Edesco Experience la Mihăile, aici foarte aproape de, de dumneavoastră. La unul de Grazia Pogoatimono am reușit să salvăm de la dispariție casa copilăriei lui George Enescu. Mihăile nu este un loc care a fost foarte important pentru marea nostru muzician. De multe ori se trăgea acolo să lucreze, să studieze, să compună. Așadar, ne-am gândit că acest loc este trebuie să-și continue venirea sa de a inspira în continuare generații de artiști, de muzicieni, de compozitori. Și odată cu salvarea casei, ne-am gândit că nu este destul, este suficient să creăm un alt muzeu sau o altă casă memorială cu vitrine și atât, ci să îi redăm această semnificație culturală. Așadar, vom plăni să deschidem o academie de muzică și arte frumoase, unde să se desfășoare activități pe tot parcursul anului. Deocamdată avem aceste ateliere în timpul verii, acest masterclass care a ajuns la ediția a 5-a și care în fiecare vară adună zeci de copii din România și din străinătate, din toată Europa, să lucreze aici. Dar cel mai important este că ei ajung să cunoască în mod direct locurile și sunetele și energiile care l-au inspirat și l-au motivat pe George Enescu. Enescu, deja am auzit din aceste lucruri, atunci când a părăsit România, întotdeauna, în 1948, era în hotelerea comuniștilor, Mihăile a fost ultima sa oprire în țară. Deci dacă ar fi, ca pentru miracol, Enescu să reînvie, sunt convins că dacă ar reveni printre noi, pentru prima dată s-ar opri aici la Mihăile. Baiul nostru cu această școală, cu această academie, este un lucru foarte, foarte clar. Întotdeauna spune că avem talente. Noi, împreună, studenții, cei care au șelebi, cei care au lucrat cu noi la masterclass, clasă, au pregătit un scurt program muzical pe care vor să îl împărtășească. Și la final am venit și eu cu fiara mea să vă cânt o scurtă piesă de Johann Sebastian Bach. Legată de viola Stradivarius, este o fiară specială, o fiară pe care statul român achiziționat-o în 1955. De-a lungul regisarea vieții, maestrul Ion Voicu a cântat acest instrument. Apoi, în anul 2007, a fost returnat statului român, care este proprietarul său. Este un obiect protejat de cea mai înaltă categorie de protecție a unui obiect de arte din România, și anume este inclus în categoria Patrimoniul Național, categoria Tezaur. Și ca să vă faceți așa o idee despre restricțiile care se aplică acestor obiecte, spre exemplu, coroana Casei Regale a României este încadrată în aceeași categorie, iar cu ocazia funeraliilor regelui Mihai, Casa Regală a României a solicitat Muzeului Național de Istorie împrumut coroana Casei Regale și Muzeul Național de Istorie a spus că ne pare rău, putem împrumuta așa pentru orice ocazie și asta chiar era o coroana Casei Regale și că o punem la dispoziție o copie. Deci, prin specificitățile lucruri excepționale, această vioară, acest obiect de patrimoniu poate fi folosit, poate să ajungă acolo unde este, de fapt, locul. Locul de vioară este într-un strip sau într-un muzeu, ci pe scenă să aducă bucurie oamenilor. Numai unui concurs în 2007, în 2013 și în 2018, trei concursuri am câștigat și încă în ziua de astăzi pot să cânt această vioară, dar să știți, nu să cânt pe ea. Și acum încep darurile noastre pe care le-am adus într-un coșuleț. Primul dar vi-l conferă primul violonist de la Colegiul Național de Arte, George Apostu, din Bacău. Este Serafin Mihail Caragioacă de la Liceul
și este pregătit pentru dumneavoastră cu primul solo de Charles Dalio, Ioana Sor. Serafim, mulțumesc! Thank you.
ascultam continuare piesa intitulată Lăuntarul. De fapt, este o piesă de ține, de fapt, poate să fie considerată. Este o parte înconjurită, semnată de George Enescu. Deci, iată prima lucrare de la maestrului George Enescu, pentru și el în manuscrită, care se numește foarte frumos, Impresii din copilărie. Este ceea ce Enescu își amintește din ceea ce l-a impresionat mai mult în perioada copilăriei. Și iată, de ce oară a început cu Lăuntarul? Pentru că primele lecții de floare, aici, mic fiind, având o vârstă mică, de ce 5 ani, deci le-a luat de la un lăuntar. Și i-a rămas această frumoasă amintire. Iată de ce această primă parte din subiectivita impresii din copilărie, deci Lăuntarul, interpretată de violonista Alexandra Rotaru, care vine de la Chișinău. Alexandra Rotaru!
scris Fitore, da? Va interpreta o piesă veselă intitulată În intentul de a veni, care este un compozitor spaniol, să vedem cum va imita de un cicetin care este compozitor de a veni. Asta o să ne spună Beatriz Fitore. Succes! Thank you.
contact cu recitalul nostru, de limbă, așa cum spuneam, cu data seara. Deci, dacă uite, s-a și apropiat de tine, este foarte nerădăcărat să cântă. Deci, Janine Bradu, ea s-a născut în Italia, deci și familia ei, e de român, vorbește foarte frumos, se vorbește bineînțeles că și deci lumea italiană o să vorbește foarte bine, acolo trăiește, acolo studiază, dar a venit la cursul nostru. Și cu ocazia asta a învățat și balada de Georgenescu, pe care ne-o prezinte acum. Deci, violonista Janine Bradu. Succes! Următoarele vizite care vom urma, pentru că am senzația că vom reveni aici.
în anii în care vor veni și poate și cu alte ocazii decât masterclass-ul. Și atât, preludiu semnat tot de Johann Sebastian Bach, întâmplător. Bach este cel mai spiritual dintre compozitori. Mulți au considerat că Bach nu se adresa neapărat oamenii, atunci când compunea muzica asta, ci vorbea direct cu Dumnezeu. Și atât, una dintre lucrurile preferate de George Enescu, preludiul în imajul de Johann Sebastian Bach. Vă mulțumim foarte mult și așteptăm cu mult drag să ne revedem. Thank you.